Vin sărbătorile! În întregul oraș este forfotă în așteptarea sărbătorilor de iarnă. Chiar și autoritățile au început să se pregătească, astfel că montarea luminițelor ce vor crea un tablou de bazm și vor îmbrăca Severinul în straie de sărbătoare este în plină desfășurare. Toate arterele principale din municipiul Drobeta, Turnul Severin vor avea sisteme de iluminat festiv, exact cum s-a întâmplat și în anii precedenți. Aveți aici câteva exemple. Propunerea pentru Bulevardul Aluniș, o arteră principală din municipiul Drobeta, Turnul Severin, Bulevardul Lice Brătianu, Bulevardul Tudor Vladimirescu va avea figurine diferite față de ce a fost în anii precedenți, Podul lui Traian, de la intrare de pe calea Timișoarei, Sensul Giratorii din cadrul municipiului Drobeta, Turnul Severin, aici avem exemplu Walter Mărăceanu cu Mihai Viteazu, Alea de promenadă Crișan, alea pietonală, primăria. În zona aliei pietonale Crișan avem acea cupolă de lumini care a fost pentru prima dată montată anul trecut și care s-a bucurat de apreciere din partea severinenilor. Pe principalele artere ale orașului, muncitorii au reușit deja să monteze instalațiile de lumini pentru sărbătorile de iarnă. Cam fiecare an primăria, împreună cu operatorul care se ocupă de acest lucru, vor instala figurine pe stâl, figurine suspendate, panouri suspendate, plase, torturi luminoase, șiruri luminoase și, bineînțeles, în vreo 8 locații brad de Crăciun. La fel, amenajările vor fi pe aproximativ 60 din străzile din Drobeta, Turnul Severin. Va fi o mică diferență față de anul trecut, referitor la amenajare și posibilitățile de suplimentare. Costul decorațiunilor de Crăciun nu sunt suportate de primărie, ci de operatorul privat care are contract până în anul 2021, ca să asigure aceste ghirlande. Deschiderea oficială va avea loc exact ca și în anii precedenți, în jurul datei de 30 noiembrie, 1 decembrie. Este de menționat faptul că sistemul de iluminat festiv este gratuit, este asigurat de firma care gestionează iluminatul public în municipiul Drobeta, Turnul Severin, aceasta fiind o condiție a contractului încheiat în 2011 între Primăria Municipiului Drobeta, Turnul Severin și această firmă. De asemenea, această perioadă de sărbătoare este un motiv de bucurie pentru toți, iar sistemul de iluminat festiv pe care îl vom avea în municipiul Drobeta, Turnul Severin, cu siguranță îi va bucura, în special pe cei mici, dar trebuie să recunoaștem că și pe noi ne va bucura, pe cei mai în vârstă, cu părul ceva mai grizonat. Iluminatul festiv se va aprinde în tot orașul în luna decembrie, spre încântarea severinenilor și nu numai, fiind punctul de start al atmosferei de sărbătoare.